Bună ziua și bine v-am găsit, astăzi suntem pe data de 3 septembrie și vreau să verific această colonie la care eu îi spun Matca Roșie, să vedem cum arată ea la această dată. Asta. Ne vom mișca repede. Iată, așa arată stupul. Eu l-am strâns la data respectivă 10 rame. O să mă grăbesc un pic. Ce mă interesează pe mine la această dată e cantitatea de puiet. Așa arată un stup la care nu umbli timp de o lună de zile. Trebuie să aduc o ladă. Nu. Am adus o ladă unde se scot ramele. Ca să putem umbla la ea. La acesta n-am curățat ramele. Am zis că o să umblu la ea și atunci voi interveni. E propolizat. Mă interesează să văd această cantitate de puiet și să vedem cum arată la această dată. Dacă mai merge strâns. Eu, în afară de uleiurile esențiale, nu le-am dat nimica. O prima ramă cu miere. A doua ramă, tot cu miere, miere pe toată suprafața acestei rame, așa arată ea, pe ambele părți avem miere. A treia ramă. Aici începe puiet. Puiet căpăcit. Pe ambele părți, puiet destul de frumos. Arată bine. Deci avem o primă ramă cu puiet. Dar e ultimul puiet pe această ramă. O să mai vină matca să depună ouă aici.
Iată a doua ramă cu puiet. Foarte frumos. Mă uit să văd dacă vine matca să o ai. Da, sunt și ouă. Deci a doua ramă cu puiet. Foarte, foarte bine arată la data respectivă. Acum eu fac o comparație cu ce am văzut la cei care zic ei că face minune anumite adaosuri. Nu e chiar așa. Merge și fără adaosuri, iată. Deci două rame, asta e a treia ramă cu puiet. Și avem și larvar. Avem și larvar. Aici avem larve și ouă. Da, e foarte, foarte frumos. Aceasta este matca roșie, ca să se înțeleagă, nu este o matcă din asta de care dețin eu, dar fac o comparație cu puietul care îl are și vom vedea la data respectivă. Albina se cam e pusă pe furtișon. Asta e ramă cu mâncare deja. Aici nu mai e puiet. Și a restrâns puietul pe 3 rame. Se vede. Oricum e bine. În septembrie 3 rame cu puiete. E bine. Da, cam asta o să fie puiet, pe 3 rame. Și-a restrâns matca pe mijlocul stupului. Nu prea mai avem ce face. Asta e puietul. Mierea are suficientă. Are și păstură. Avem și albină destulă. Putem să ne declarăm mulțumiți. Albina se agață. Deci eu consider că e destul de bine. Cam asta este. Vom face o comparație cu următorul film la stupul termos. Fiindcă stupul termos este tot matca roșie, dar fica acestea. Închidem, nu avem ce face, mai umblăm în octombrie la ea. În luna octombrie o să-l mai deranjăm, de fapt, și pe ceilalți tot în octombrie o să-i deranjez. Nu văd motivul să deranjăm mai repede. În octombrie, în momentul în care
voi restrânge pentru iarnă. Va mai primi ulei esențial, mâncare are. Cuibul, acum am văzut, se formează foarte frumos. Poate să vină iarnă. Mâncare are. Bine, în următorul, când vă prezint și stupul termo, să facem o comparație.